Una dintre problemele dascălilor buzoieni care își găsește de cele mai multe ori rezolvarea doar în instanță este decontarea navetei. Din păcate, nu toate administrațiile locale se achită de datoriile pe care le au față de profesori. Localitatea Blăjani, care nu a plătit niciodată, lăudabil este Vipereștiul, care a început să plătească, deși o perioadă de câțiva ani de zile nici acolo nu s-a plătit decât după executare silită, dar, așa cum am spus, sperăm să îi convingem pe toți că altă variantă nu există. Potrivit legii, cheltuielile cu transportul profesorilor trebuie decontate de primării, iar în bugetele locale trebuie prevăzute sume speciale cu această destinație. În primele 5 zile ale lunii, cadrele didactice trebuie să depună documentele justificative, iar până la sfârșitul lunii următoare, autoritățile locale sunt obligate să deconteze cheltuielile cu naveta. Nu este nevoie de acel proces, mai ales că de fiecare dată procesul a fost câștigat de către noi. Și am ajuns și la executare silită, cheltuieli suplimentare care nu se justifică. Decontarea cheltuielilor pentru navetă este destinată profesorilor și personalului auxiliar care nu dețin o locuință în localitatea unde profesează.